Dumnezeu are un gând cu fiecare dintre noi. Se gândește că pe omul acesta am încercat să-l aduc la credință pe cale bună, prin dragoste, dar n-a înțeles nimic. Atunci trebuie să-l fac să descopere adevărul într-un mod mai dramatic sau mai dureros. Sfântul Maxim Mărturisitorul, poate cel mai adânc gânditor al celor două milenii creștine, iar Părintele Stăniloae a interpretat, a exploatat foarte mult această învățătură, vorbește foarte frumos despre mai multe căi de cunoaștere a lui Dumnezeu. O primă cale, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, este cunoașterea din creația sa. Citeam recent o carte a unui laureat al Premiului Nobel, care spunea că nu este o minune să zbori prin văzduh. Nu este o minune să pășești pe apă. Adevărata minune este să calci pe pământ și să-ți dai seama câtă bunătate, câtă frumusețe, câtă înțelepciune a arătat Dumnezeu atunci când a făcut lumea pentru noi. În spatele creației se află un creator atot înțelept, care a adus-o la existență și care poartă acestea de grijă. Dar spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că, din nefericire, foarte puțini sunt aceia care îl văd pe Dumnezeu, Creatorul, în spatele creației sale. Și atunci, ca un părinte bun și iubitor, el se mai propune pe o cale, tot pozitivă, prin darurile pe care ne le oferă fiecăruia dintre noi. Ce altceva este viața dacă nu darul suprem? Ce altceva este sănătatea, frumusețea, inteligența, înțelepciunea? Și lista ar putea foarte mult fi continuată cu aceste daruri sau binecuvântări pe care Dumnezeu le-a oferit fiecăruia dintre noi. Dar spunea același Sfânt Părinte Maxim Mărturisitorul că, din nefericire, și în această situație, tot puțin sunt cei care îl zăresc pe Dumnezeu în calitățile sau binecuvântările din viața lor. Au impresia că se datorează în mod exclusiv lor, eforturilor sau ostenelilor personale. Și atunci spune Sfântul Maxim Mărturisitorul ca Dumnezeu, ca un părinte bun și iubitor, care a încercat să se facă descoperit pe două căi pozitive, dar noi am refuzat dovezile sale de dragoste, este constrâns, dacă putem spune că pe Dumnezeu îl constrânge ceva, poate răutatea noastră, este silit într-un fel să ne aducă la cunoștința existenței și lucrării sale pline de iubire pe o a treia cale negativă, calea încercărilor, calea suferințelor, fără de voie, care totuși trebuie să ne conducă într-un final către Părintele nostru cel Ceresc. Pentru că, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, niciunul nu vom părăsi această lume până nu vom ajunge să-L descoperim pe Dumnezeu, măcar în ultimele clipe ale vieții noastre.